De o săptămână, locuitorii cartierului Someșeni și cei din Apahida sunt deranjați de un fum toxic care provine de la arderea gunoaielor. Afectată a fost chiar și activitatea aeroportului. Ulterior au fost sesizate mai multe plângeri în acest sens. Autoritățile au apelat la Comisia pentru Situații de Urgență. Se pare că nu este prima dată când gunoaiele de la groapa Patarât sunt evacuate prin incendiere. Ideea inițială era ca rampa să fie închisă. Consiliul Județean Cluj plătind peste 6 milioane de euro pentru închiderea ecologică a acesteia. Ulterior au fost făcute mai multe sesizări, conform cărora în zonă au fost depozitate ilegal volume mari de deșeuri și nu ar fi exclus ca gunoiul să fi fost aprins intenționat. Practica aprinderii gunoaielor pe rampa de la Patarât era frecventă în urmă cu câțiva ani, fiind o modalitate ieftină de reducere a volumului deșeurilor depozitate. Considerând faptul că rampa de gunoi arde de joia trecută, membrii ai Consiliului Județean Cluj s-au deplasat la Ministerul Mediului din București pentru a identifica soluții cu privire la terenurile proprietate privată din vecinătatea gropii. La început au fost sesizate câteva focare mici. Flăcările au izbucnit apoi pe o arie destul de extinsă, multe focare putând fi văzute pe toată zona gropii vechi de gunoi, unde de anul trecut, teoretic, nu se mai depozitează deșeuri. Vorbim de o autoaprindere internă, de gazele care rezultă din fermentarea deșeurilor. Pompierii ne-au transmis că stingerea cu apă nu este o soluție bună, din cauza că în combinație cu gazul alimentează focul. Soluția a fost să se tragă un strat de pământ peste focarele care ardeau cu flacără, să nu se mai oxigeneze. Nu poate fi vorba de punerea în pericol de vieți omenești, dar e pericol ecologic. Pun reprezentanții Consiliului Județean Cluj.